și bine v-am găsit la un nou video. În acest clip o să facem o servisare la un Yamaha. Este vorba de un Yamaha de 250. După cum observați, i-am schimbat lanțul, i-am făcut mai multe chestii. Curățat carburatorul și alte reglaje. Acum o să vă arătăm cum se face servisarea la o furcă. Da? Este vorba de furca față. Trebuie desfăcută din jug și apoi lucrat la banc. O să vă arătăm exact ce trebuie făcut și ce trebuie avut grijă. Ok, ca să înțelegeți mai bine, am servisat una, da? Și pe cealaltă o să o facem și o să filmăm ca să vedeți cum se rezolvă. Deci, așa arată cea proaspăt servisată, așa arată cea veche. Când trebuie servisată o furcă? În primul rând, când începe să curgă, clar trebuie servisată. Apoi, să aveți grijă de simeringul de praf. Deci simeringul de praf este primul care se vede. Celălalt de ulei care ține uleiul este băgat mai înăuntru, nu este la vedere. Simeringul de praf este foarte important pentru că îl protejează pe celălalt. Deteriorat cel de praf, se va strica și celălalt și va începe să curgă. După cum vedeți, aceasta curgea. Deci uitați, acesta este ulei curs din ea. Da? Simeringul la fel este îmbăxit de ulei. Ok? Cam așa arată și uleiul. Da? Deci așa arată uleiul din ea, scos, din cea veche. O să-l vedeți și pe cel nou ca să puteți să faceți diferența. Acum să vedeți și cum lucrează cea nouă față de cea veche. Ok, deci să vedeți cum lucrează cea nouă față de cea veche. Deci uitați-vă, o apăsăm și apoi dăm drumul cum revine ușor. Da? Față de cealaltă care, da, nu mai revine lent și după cum probabil se și aude, da? Deci cam așa trebuie să lucreze o furcă. Ok, acum ne apucăm să desfacem ca să golim uleiul. Ok, prima oară înainte să o desfacem, o curățăm bine de uleiul vechi curs și de eventualul pământ ce este pe ea. Ok, noi o să o prindem într-o menghină ușor, da, ca să o fixăm. Așa, acum, în capăt aici are un șurub, prima oară are o protecție. Curățăm ca să putem să vedem protecția și să o scoatem. Este o protecție de cauciuc, apoi un nimbus. Da, și aici este un șurub. Îl slăbim prima oară cu pistolul de impact. Așa, și acum îl strângem la loc ușor ca să nu ne curgă uleiul unde nu dorim. Acum o slăbim din menghina. Acum în partea cealaltă, la fel avem un capac, îl desfacem și pe acesta. Ușor, după cum observați, când a tras aer, a eliberat și tensiunea. Așa, aici se vede pistolașul și uleiul. Ok, scoatem pistolașul acesta. Așa, arcul. Ușor, că este destul de lung. Așa. Desfacem și
Iulița. Așa, acum plasticul acesta, distanțier. Și ușor eliberăm furca și o să o desfacem din menghină, să o golim. Ok, golim uleiul ușor într-un recipient. Observați culoarea lui. Așa, facem câteva curse ca să se golească bine. O lăsăm să se scurgă bine, o ștergem și revenim. Ok, acum scoatem ușor smeringul de praf, da? Cu ajutorul unei șurubențe, ușor, să nu zgâriem ceva. Foarte important este să aveți grijă la pistonașul acesta, la, vedeți care este foarte lucios, dacă o să faceți striații pe el, automat o să pierdă ulei pe lângă smering, deci foarte important să nu zgâriați. Așa, apoi o să avem o siguranță, da, tot cu ajutorul unei șurubențe o desfacem ușor. Este ca o sârmă. Da, ușor. Ok. Acum tragem ușor de pistonaș. Am pus recipientul jos ca să, în caz că mai curge ulei, să curgă în el. Și tragem ușor de piston ca să scoatem, uitați, am scos și simeringul, da, împreună cu cuzinetul. Tot ansamblul. Ok, ștergem ușor. Curățăm bine tot ansamblul. Ok, așezăm ușor pe un carton, da? Scoatem cuzineții pe rând. Le punem în ordinea care le-am scos ca să nu vă fie greu să le încurcați. Da, vedeți, aici are un șanț unde stă, deci nu aveți cum să-l băgați în altă parte. De asemenea, dacă vi se pare că aveți uzură, aceștia trebuie să înlocuiți. Asta se simte iarăși în furcă, când capătă joc stânga-dreapta, este din cauza cuzineților aceștia. Ok, scoatem și pe celălalt. Așa, mai avem o șaibă, un distanțier. Și acesta este simeringul care etanșează uleiul. O scoatem ușor. Da. Apoi urmează simeringul de praf. La fel, scoatem ușor. Până aici totul este foarte simplu. Mare grijă, v-am spus, unde lucrați să nu zgâriați acest fier, este foarte important. Da? Ok, acum introducem în ordinea inversă piesele noi. Ok, acestea sunt simeringurile noi. Da? O să le dăm cu puțin spray ca să alunece mai ușor pe cilindru. Și deci primul este cel de praf. Să aveți grijă când treceți de șanțul acesta să nu-i sară arcul, da? Deci aici este un pic un hop unde trebuie să treceți ușor și de asemenea să aveți grijă să nu-l ciupiți. Dacă nu sunteți siguri, puteți să folosiți o bucată de plastic, să înfășurați de jur împrejur, cum v-am mai arătat în alte clipuri, ca să treceți de un hop din acesta. Acum simeringul de ulei. Da? Ok, așa, acum distanțierul, șaiba, așa, primul cuzinet și cel de-al doilea cuzinet care vine pe șanț, da, și cam asta a fost până aici. Interior, da, pistonașul din interior să ne rămână sus. Scoatem aici ușor, okay, schimbăm poziția, da? Și o să băgăm ușor, okay, o să dăm la fel cu un pic de spray ca să alunece mai ușor și acum băgăm pistonașul, okay, băgăm ușor ansamblul, da? Băgăm și smering ușor. Împingem ușor egal în ambele părți.
acasă, să-i spunem. Deci punem o bandă de hârtie aici ca să protejăm. Am spus, este foarte important cilindrul acesta să nu fie zgâriat. V-am explicat și de ce. Așa. În mod normal este o presă pentru bătut simeringurile. Așa, dar noi o să folosim o metodă, să-i spunem, mai rudimentară, ca să puteți să faceți și dumneavoastră acasă. E vorba de un dorn, un pic îndoit, capătul trebuie să fie drept, da? să nu deteriorăm simeringul, și îndoit ca să putem să batem dintr-o parte, un ciocănel foarte ușor, foarte mic și foarte ușor, și batem de jur împrejur ușor simeringul. Aveți grijă când loviți, să loviți în mijlocul simeringului, deci nu în buza care tanșează, nu în partea cealaltă, și mare grijă să nu vă scape, deci foarte, foarte ușor să loviți ca să nu vă scape să zgâriați cilindrul. Deci uite unde trebuie bătut, da? Și luați ușor de jur împrejur, bătăi ușoare până când o să-l băgați în poziție. O să simțiți când a ajuns în poziția în care trebuie să stea, pentru că se oprește, o să devină mai greu de bătut. Deci ușor, cu bătăi ușoare. Siguranța, da, canalul de la siguranță, uitați, se vede deja și se schimbă sunetul, da, uitați că am ajuns la poziție și deja s-a schimbat sunetul, se aude când bați a plin. Ok, acum ștergem, curățăm bine, băgăm siguranța, da, la locul ei. Așa, până intră pe canal. Așa. Acum venim cu simeringul de praf. Putem să dăm jos banda de protecție. Okay. Venim cu simeringul de praf. La fel, batem ușor de jur împrejur. Ok, aproape de poziție, gata. Mai intra bine peste tot. Așa, am terminat cu simeringurile. Ok, o dăm jos. Așa, punem în picioare. Așa, punem uleiul. Deci la aceasta o să punem. Noi am mers pe motul Fork Oil Expert 5W. În funcție de cum vreți tăria, așa îi puneți. Uitați-vă cum arată uleiul nou. Da? Deci este precum apa. Și cum arăta cel vechi, cât era de negru. Așa, în funcție de mărimea cilindrului, aveți nevoie de diferite cantități de ulei. La aceasta este nevoie de 500 de mililitri. Da? Deci un litru ne-a ajuns pentru ambele. Okay. Acum vom monta chestiile desfăcute în ordine inversă scoaterii. Așa, plasticul acesta distanțier, piulița, aceasta se strânge la mână, deci nu foarte tare, după cum ați observat am și desfăcut-o la mână. Așa, are aici un plastic. Ok, acum arcul. Ușor.
Așa, apoi pistonașul de deasupra. Okay. Așa. Acum venim cu garnitura. Așa și capacul. Capacul îl înfiletăm ușor la mână. Așa. L-am filetat în partea aceasta interioară. Așa și acum și în jambă. Filetăm ușor la mână și apoi o să strângem și la cheie. Strângem și în partea cealaltă. Nu o să strângem foarte tare. Și gata, am strâns. Punem protecția de cauciuc înapoi. Și cam asta a fost. Acum urmează dacă să le montăm pe motocicletă. Și am terminat servisarea furcii. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.